Dana duce o viață de lux, mulțumită soțului ei. Uite, asta e rochița. Da, iau că îți pun banii pe card. Alina îi face toate poftele. Mă bucur că a avut norocul ăsta. Însă îi se aprind călcâiele după Ioan, fostul ei coleg de bancă. E drăguț? Da. E bun la pat? E grozav. E mult mai bun decât Alin. Îmi spui că mă iubești, dar te duci la el acasă și face sex. Dar ți-am zis că nu facem sex, nu pot să mă ating de el. Atunci de ce mai ești cu el? Pentru care își părăsește soțul și copilul. Ia marș. Hai, marș. Marș, marș, la, să vedem dacă aveți din ce să trăiți. Hai, marș! Numai că... E drăguț, nu? Sunt două camere, eu unde dorm? Ține banii ăștia. N-am nevoie de banii tăi. Vine copilul la tine și tu n-ai ce să-i dai de mâncare? E vorba de Matei, da? În casa asta vrei să-l crești? Nu o să ți-l dea. Mi-a zis că nici măcar în vizită nu ți-l mai aduce. În cele din urmă, se întoarce spășită acasă. Uite, dar de dragul lui Matei am să încerc să fiu un tată bun. Iar tu ai să mă asculți și ai să faci fix ce zic eu. Dar din păcate... Bună ziua! Bună ziua! Bănuiesc că știi cine sunt. Soția șefului. Nu e șeful tău, e amantul tău. Scuză-mă, nu cred că am înțeles bine. Tu vrei să fii și cu mine și cu ea? Da. Oare ce va face Dana? Va rămâne cu Alin sau... Are și el o aventură, bărbații trebuie iertați. Nu e o aventură, e cu ea de 2 ani. O iubește și stă cu mine doar pentru Matei.